În Europa, numărul fermelor zootehnice este în scădere continuă, în timp ce efectivul mediu pe fermă crește. De exemplu, în Danemarca, în 1998, erau circa 6.000 de ferme, cu un efectiv mediu de 2.300 de porci la îngrășat. În 2008, numărul fermelor a scăzut la circa 3.500, dar cu un efectiv mediu de 4.700 de porci la îngrășat. Producția medie a fost de 22,4 purcei pe scroafă pe an în anul 1998 și de 26,7 purcei pe scroafă în 2007. În 2010, în Danemarca, efectivul de porci a fost de 13,2 milioane de capete. În fermele de reproducție, 75% din efectivul de scroafe este cazat în ferme care îndeplinesc normele de bunăstare UE valabile din anul 2013. În 2010 au fost abatorizați circa 20 de milioane de porci. S-au obținut aproape 2 milioane de tone de carne, din care 99% a fost exportată. Valoarea exporturilor de carne de porc reprezintă 50% din totalul exporturilor agricole și 5% din totalul bunurilor și serviciilor exportate de Danemarca în anul 2010. Exportul de porci vii a fost de 8,4 milioane de capete, majoritatea purcei destinați îngrășării. În Danemarca, la fel ca în toată Europa Occidentală, ferma familială nu se moștenește, se cumpără. Kristoffer Serup, de 32 de ani, este un fermier mai puțin obișnuit care, deși a crescut într-o fermă de vaci, a întrerupt tradiția familiei și și-a construit o fermă specializată în producția de purcei. Am cumpărat ferma de la tatăl meu în 2007. El a crescut vaci și nu este ceva obișnuit ca atunci când te naști într-o fermă de vaci să crești mai apoi porci. Dar din totdeauna mi-am dorit să cresc porci și sunt genul de fermier căruia îi place să lucreze în timpul zilei și nu să se trezească dis de dimineață să mulgă vacile. Am început construcția noii ferme de porci în martie 2007. Avem acum o fermă de reproducție cu 675 de scroafe și vindem anual 20-21.000 de purcei înțărcați la 30 de kilograme. În fermă lucrez împreună cu doi angajați, unul danez și unul din România. Amândoi au studii în domeniul agricol. Pentru întocmirea proiectului și pentru aprobarea creditului, Kristoffer Serup a lucrat împreună cu un consultant, au întocmit un buget și apoi au mers la mai multe bănci. În anul 2007 era încă o conjunctură și o situație economică bună pentru împrumut și, practic, a fost relativ ușor să obțină finanțare. Și-a dorit o perioadă scurtă de rambursare, a trebuit să schimbe banca și, în final, a obținut un împrumut în vara anului 2008. A prins, practic, ultima cursă pentru împrumut. Cea mai mare parte a creditului este pe o perioadă de 30 de ani. Creditul pentru cumpărarea pământului de la tatăl său este fără dobândă și a beneficiat de un preț mai bun, sub prețul pieței. Pentru construirea fermei și demararea afacerii, creditul are o dobândă mică, de numai 3,5% pe an. A împrumutat în total aproape 4 milioane de euro, din care a plătit deja 400.000 de euro. Acum produce în medie 32 de purcei pe scroafă pe an. Furajul îl cumpără în totalitate. În fermă folosește 6 rețete furajere pentru purcei sugari, pentru scroafe gestante, scroafe în lactație și 3 rații pentru purcei înțărcați, 7 până la 10 kilograme, 10 până la 20 de kilograme și 20 până la 30 de kilograme. Profitul mediu este de circa 600-700 de euro pe scroafă pe an. Educația fermierului este în domeniul agricol, dar cu acest accent pe latura economică și managementul activității agricole, Kristoffer Serup este un fermier specializat. Nu am grija pământului, tot terenul agricol este arendat, așa că tot ce trebuie să fac este să am grijă să produc cât mai mulți purcei. Este o producție foarte specializată, alții vor spune că este o soluție simplă, dar acum tot ce trebuie să fac este să am grijă să produc destui purcei. Se poate spune că este mai riscant, dar reușesc să am o bună balanță financiară și o relație bună cu banca. Este o senzație plăcută să ai banca alături de tine și nu împotriva ta. Vinde purcei în Germania pe piața liberă. Fluctuația prețului purceilor este mult mai mare în Germania decât în Danemarca. În noiembrie 2011 prețul unui purcel înțărcat era de 44 de euro. În februarie 2012 a ajuns la 60 de euro, iar prețul este în creștere. Avem un consultant, dar este dificil să faci prognoze pe termen lung. Trebuie mai mult să privești evoluția prețului din lunile anterioare și apoi să faci o prognoză. În același timp, prețul furajului a crescut cu 1,5 euro pe kilogram. Dacă ai purcei de calitate, piața din Germania este cea mai bună. Ferma lui Kristoffer Serup este structurată astfel: maternitate cu 5 compartimente cu un total de 169, 9 compartimente pentru creșterea tineretului după înțărcare cu 144 de boxe plus 9 boxe pentru carantină sau izolare, 16 compartimente pentru scroafe gestante cu 360 de boxe Twin Lock și compartimentul pentru însămânțare cu 178 de boxe și 13 boxe pentru vieri. Întregul proiect al fermei a fost făcut cu tehnologie Jyden. Structura și compartimentarea fermei a fost calculată calculată milimetric pentru utilizarea cât mai eficientă a spațiului construit. Ferma are 3 sectoare: maternitate, creșă și sectorul pentru însămânțare și gestație. Fluxul tehnologic este asigurat astfel încât compartimentele și halele de maternitate și creșă funcționează după principiul totul plin, totul gol. Atunci când a fost făcut proiectul, Kristoffer Serup a ales echipamente Jyden. În Danemarca avem foarte multe companii care produc echipamente pentru creșterea animalelor. Am mai lucrat cu Jyden și înainte. Îmi place conceptul Jyden, în condițiile în care prețul este bun și calitatea la fel. Nu am fost dezamăgit. Aceasta a fost cea mai bună alegere pentru mine. Unele companii fabrică echipamente complicate cu multe părți mici. Jyden face lucrurile simple, folosește mult fier și părți metalice. Din experiența mea proprie, cu cât echipamentele sunt mai complicate, probabilitatea ca acestea să se strice este mai mare. În boxa de fătare și maternitate, scurafa este asigurată cu ajutorul unei bare oblice în partea superioară a boxei, care împiedică scurafa să se întoarcă în boxă. Elementele constructive permit reglarea individuală a rățimii boxei pentru fiecare scurafă. Protecția purceilor este asigurată de bare laterale, ce previne așezarea scurafei direct pe purcei. Poarta din zona posterioară este orientată spre pereții țarcului și ajută personalul să asiste scurafa în momentul fătării. Atunci când dezvoltăm un nou produs, facem acest lucru în strânsă cooperare cu fermierii. Barele laterale care protejează purcei atunci când scroafa se culcă sunt astfel construite încât să permită scroafei să se ridice ușor pentru a mânca și, în același timp, trebuie să asigure protecția purceilor. Construcția acestor bare pare fără importanță, dar ele sunt proiectate astfel încât să nu rănească spatele scroafei și să permită accesul purceilor. Sunt foarte multe detalii constructive pe care noi le optimizăm. Zona de odihnă și refugiu asigură suficient spațiu și confort pentru purcei. Panoul superior este fabricat din plastic rezistent ce poate fi curățat ușor, asigurând astfel o bună igienă. Ridicarea și reglarea panourilor poate fi făcută individual sau la tot rândul. Șgheabul de furajare pentru boxele de maternitate poate fi fabricat din poliester, plastic sau oțel inoxidabil. Avem aici una dintre noutățile Jyden, șgheabul de furajare fabricat din plastic și cu protecție din oțel la margini. Prin asta, șgheabul este astfel mult mai rezistent, este protejat și este mai ușor de transportat. Acest tip de șgheab este ușor de montat, cu numai câteva șuruburi, fără ciment, fără adezivi. Marginile șgheabului, de unde purcei ar putea să muște, sunt protejate de tabla de oțel inoxidabil. Panourile despărțitoare, fabricate din plastic cu interiorul alveolar și lățimea de circa 3,5 cm, sunt încă larg utilizate în ferme, în special la boxele de maternitate și creșe. Marginile acestor panouri trebuie bine protejate. Dacă apar crăpături, în găurile formate se poate acumula murdărie, dejecții și praf și mai apoi sunt greu de curățat și dezinfectat. Noi am diversificat producția și fabricăm aceste panouri despărțitoare din fibră cu grosimea de numai 1 cm, cu interior plin și solide. Grosimea de numai 10 mm ne permite să folosim mult mai bine spațiul construit. Putem astfel reduce spațiul folosit pentru echipament și reduce cheltuielile cu spațiul construit. Desigur, putem să folosim ambele tipuri de panouri despărțitoare. Ne concentrăm foarte mult asupra pieței, ne adaptăm cererii pieței. Avem secția de producție unde putem produce ceea ce ne cere clientul final. Prin reducerea grosimii pereților se mărește suprafața utilă și se maximizează utilizarea spațiului, reducându-se astfel costul total al investiției, raportat la suprafața totală construită. Panourile din fibră sunt mult mai ușor de curățat și dezinfectat și deci incidență redusă a bolilor, mortalitate mai redusă și purcei mai sănătoși. Pentru fermier a fost foarte simplu să aleagă tipul de panouri despărțitoare pentru maternitate. Motivul pentru care am folosit fibra, am folosit calculatorul și în cazul utilizării panourilor de fibră care au grosimea de numai 1 cm, în locul panourilor de plastic care au 3,5 cm grosime, câștig 2,5 cm spațiu de cazare pentru fiecare panou utilizat. Câștigul total pentru fiecare sector de creștere este uriaș, iar panourile din fibră sunt rezistente și ușor de curățat. Compartimentul destinat scroafelor în gestație le oferă animalelor posibilitatea de a se deplasa liber în zona de mișcare și, în același timp, acestea au acces liber la boxele individuale pentru odihnă și furajare. Conform noilor reglementări europene, în toată Europa, scroafele în gestație nu vor mai putea fi ținute în boxe, trebuie să fie libere. Sistemul Jyden este astfel conceput încât scroafa să poată ieși din boxă prin împingere și astfel pot să iasă din zona de furajare. Atunci când vrea să intre să mănânce, apasă placa din față și automat închide poarta boxei. Este protejată și poate să mănânce liniștită, după care atunci când dorește, poate să iasă liberă. La această boxă ne-am concentrat să avem cât mai puține părți în mișcare pentru a o face cât mai durabilă și mai ușor de întreținut. Sistemul Twin Lock este un sistem solid cu siguranță dublă de blocare a intrării într-o boxă deja ocupată. Sistemul sigur și rezistent este esențial pentru funcționarea corectă a boxei. Designul unic al boxei permite utilizarea flexibilă. În partea posterioară, boxa este mai joasă cu aproximativ 30 de centimetri, ceea ce ușurează trecerea dintr-o boxă în alta a personalului și se reduce astfel timpul de lucru. De asemenea, există posibilitatea de a bloca manual un grup de boxe sau una singură. Șgheabul individual pentru fiecare boxă este prevăzut cu două apărători laterale care previn deranjarea scroafei în timpul hrănirii de către scroafele din boxele vecine. Boxele pentru creșterea porceilor de la înțărcare până la livrare sunt concepute pentru a permite maximizarea producției și, în același timp, asigurarea bunăstării porceilor. Acoperișul zonei de odihnă poate fi prevăzut cu deschidere manuală sau acționată cu un motor electric. Aceasta permite o bună vedere în interiorul boxei și o identificare mai ușoară a porceilor bolnavi. Prin utilizarea echipamentelor Jyden, ferma respectă toate reglementările europene privind bunăstarea animalelor. Am dorit să pornesc proiectul cu un an mai repede, în toamna anului 2006. Am fost pregătit, dar autoritățile au întârziat cu aprobările pentru proiect. Ferma respectă toate reglementările în vigoare privind bunăstarea animalelor și protecția mediului. Întotdeauna este bine să ai un bun dialog cu autoritățile și consultantul, atunci și rezultatul final va fi bun. Compania Jyden are capacitatea de a dezvolta echipamente specifice fiecarei piețe. Clientul are posibilitatea de a alege cel mai bun raport calitate-preț. Principala diferență între piața românească și cea daneză este că fermierii români sunt obișnuiți să gândească în termen scurt. Dacă în Danemarca construim o fermă întotdeauna, calculăm costurile de amortizare în 20-25 de ani. Când discutăm cu fermierii români, aceștia ne spun că doresc să amortizeze investiția în 5 sau 7 ani. Aceasta este principala diferență. Investitorii români lucrează în termen scurt. Trebuie să înțelegem de ce se dorește amortizarea în 5 sau 7 ani, în timp ce, în mod normal pentru fermele de porci, noi avem echipamentul care poate funcționa perfect pentru 20-30 de ani. De aceea trebuie să înțelegem piața. Construcția unor ferme moderne și eficiente presupune anumite costuri. Fermierul este cel care decide. Nu avem un standard pentru care lucrăm doar pentru un anume fermier, un anumit tip de fermier, să-l numesc așa. Ne adaptăm la orice situație. Cea de modernizare, cea de construcție nouă. Aici, partea de construcție și mai nou avem o firmă cu care colaborăm și venim în întâmpinarea fermierilor cu un nou produs și acel de finanțare. Ajutăm fermierul să-și financeze propria investiție.